De ceva vreme, la deschiderea site-ului Consiliului Județean Neamț apare un document care reglementează accesul presei în instituția pe care o conduce cu o mână de fier președintele Ionel Arsene. Că a elaborat un document care își dorește să pună ceva ordine în acest domeniu, nu e rău, dar că acesta birocratizează la maxim accesul presei, dar mai ales că o acreditare poate fi ridicată atunci când președintelui nu-i place ceea ce scrie un jurnalist sau altul, e cu totul și cu totul altă problemă, care seamănă mai degrabă cu a pune pumnul în gura presei și a îngrădi libertatea de exprimare. Vicepreședintele PMP Laurențiu Dulam pare a nu fi la curent cu acest document trecut prin plenul Consiliului Județean. Chiar că nu știu nimic. Știți că eu vă spun pe timp și am fost de... Nu, dar stați un pic, că eu vreau să scriu și vreau o declarație. Deci s-a votat în luna februarie un regulament care a năsprit accesul presei în... Asta cum, nu l-ați votat și dumneavoastră? Nu l-am votat, pentru că eu nu am fost atunci la ședința aia. Eram... Dacă vedeți, am acceptat la ședință. Ei, nu știu, asta vreau să știu și... Vă spun că nu știu și drept să vă spun, nici nu m-am documentat. Am auzit și eu, nu sunteți prima care îmi spune chestia, dar nu, e doar o chestie, am înțeles, de o mai bună desfășurare, nu e restricție. Mi s-a părut așa destul de restrictiv acesta, mai ales vis-a-vis de transmisiile în direct, de transparență, iar față de Roman, e chiar opacitate totală. Deci vă rog să mă credeți că eu fac mai puțin, dar președintele chiar are interes să intre pe Roman, vă spun, mai ales în conjunctura actuală. Păi dacă are interes în conjunctura... La fel de neștiutori și neputincioși în fața unei decizii se arată și consilierii liberali, 14 la număr, care susțin că nu au la îndemână niciun mijloc de a împiedica mașinăria de vot PSD-ALDE-PMP. Există promisiuni de a face o interpelare pe chestiunea aceasta într-o proximă ședință a Consiliului Județean Neamț. Deci, despre acestor condiții privind obținerea acreditării, nu avem nimic împotrivă. Problema este că această acreditare a rămas doar la latitudinea unui singur om, și anume a președintelui Consiliului Județean. Astfel, dumneavoastră va condiționa, bănuiesc eu, acordarea acestor acreditări în funcție de simpatiile pe care le are cu trustul local de presă. Mai exact, dacă cineva o să îndrăznească să scrie ceva negativ la adresa domnului sale, bănuiesc că îi se va retrage această acreditare. Cu aceasta nu vom putea fi de acord. Cum ați votat dumneavoastră? Că văd că e din februarie regulamentul acesta. Este drept că noi acum l-am descoperit, dar văd că datează din februarie. Așa este. Noi ne-am abținut. Grupul Consiliului Județean a Partidului Național Liberal ne-am abținut. Dar a trecut cu majoritate de vot. Ca de obicei. Dar... faptul că presa din Roman este absolut izolată în, de ceea ce se întâmplă la județ, nu vă dă de gândit? Ba da, dar încă o dată trebuie să vă spun că nu putem face nimic. Singura pârghie care nu este la îndemână este votul în plen sau intervenții punctuale. Am votat, ne-am abținut. Nu este cazul, nu gândiți că este cazul să faceți o interpelare vis-a-vis de faptul că din cauza acestor restricții și a faptului că toți banii de publicitate merg spre trusturile favorabile PSD-ului de presă, îngrădește libertatea de cuvânt și mai ales e vorba de bugetul județului. Așa este. Nu am cunoștință acum, în momentul în care vorbesc cu dumneavoastră, de asemenea aspect, în sensul că se respinge acordarea acreditării către un trust de presă sau efectiv înlăturarea de la contractele pe care Consiliul Județean le are pe publicitate sau pe alte activități genul ăsta cu trustul de presă. Dacă mi-ar parveni o asemenea... Dar în calitatea dumneavoastră de consilier ar trebui să cereți să vi se pună la dispoziție modul în care este finanțată această activitate de presă, cât se acordă, cum se acordă și mai ales de ce Romanul este izolat de informațiile care țin de județ. Am înțeles.
La articolul 9 al regulamentului amintit se precizează faptul că posturile de televiziune care doresc să transmită în direct lucrările unei ședințe a Consiliului Județean sau a unei conferințe de presă trebuie să prezinte această solicitare în scris cel târziu în ziua premergătoare începerii activității respective, iar articolul 10 prevede posibilitatea retragerii definitive a acreditării în cazul în care responsabilul cu mass media constată apateri grave de la normele deontologice ale profesiei. Asta în condițiile în care în România nu există un act normativ care să lămurească ce anume ar reprezenta abateri de la deontologia de jurnalist. Lucrurile sunt extrem de neclare și țin, se pare, de seria de dezvăluiri care s-au făcut de către ziarul Atacul Neamț referitor la Târgul de Crăciun.